Seria noastră de vlogmas continuă. Am plecat spre Alba Iulia. Avem de mers mult. 5 ore și 21 de minute ne arată. Sunt 400 de kilometri. Urăsc. Urăsc drumul ăsta. Mi se pare extraordinar de lung, efectiv. Dar ce să facem? Trebuie să ne împărțim și colo și colo. E soare afară, dar e soare cu dinți. E destul de ger. Ne vedem pe drum. Ne-am oprit să alimentăm. Era dacă era și puțină zăpadă, dar nu e absolut nimic. E un soare cu dinți, dar cam atât. Nu e important o picătură de zăpadă. Poate fi. Dar suntem și în luna decembrie, e aproape pe final. Nimic, nimic, nici grumă, nici nimic. Deci că e, nu știu, un început de martie. E bun? Nu prea. În loc să avem un Moș Crăciun, noi avem un iepuraș și bebe spune că nu-i prea bun. Încă 50 de minute și ajungem în Alba. Între timp ne-am luat și foamea și toate. Vă arăt imediat și ce am mâncat. Niște prostii. Abia aștept să ajungem acasă și să mâncăm ceva gătit, ceva consistent. Oare ce gătim mama ta? Ma! Ma! Doamne, sper să nu ne fie rău de la ta carne. Bine, noi oricum mâncăm carne pe tot parcursul anului, dar acum parcă are alb și ai mâncat și de aia, și de aia, și de aia. Poate de seară vă duc și la târgul de Crăciun din Alba Iulia. Din păcate, la Focșani n-am apucat să vă duc și vă spun și de ce. Am vrut să merg împreună cu ai mei, cu mama, cu tata, cu Vlad. Însă, noi o avem pe bunica noastră, adică mama, bunica mea, mama mamei mele, este la noi și ea acum este foarte bolnavă, nu avem cum să o lăsăm singură și am zis, bă, decât să mergem fără mama, am zis că mai bine nu mai mergem și stăm la povești. Am stat, am cântat colinde până noaptea târziu, manele cu tata, Caterinca, chestii de genul și nu ne-am mai dus fără ea. Bine, a venit cu ideea să o luăm și pe bunica mea, dar nu era prea frig, e prea slăbită, prea frig, nu cred că era o combinație prea bună. Și cam atât. Bine, nu cred că am ratat ceva wow, dar mi-ar fi plăcut să merg. Dar decât să mergem fără mama, am zis că mai bine nu mai merg deloc. Așa, și cam atât momentan. Să vă arăt ce am mâncat. Avem acești biscuiți pe care i-am luat din Lidl. Sunt extraordinar de buni, îmi plac mult de tot și au niște fulgi așa pe spate. Chiar sunt delicioși și eu anul acesta chiar nu m-am apucat să gătesc biscuiți deloc de Crăciun. Bineînțeles, alunele de pădure preferatele mele, dar aici avem un mix. Și covrigi, covrigi din aia bun de la brutărie mi-a luat tatăl meu dimineață și i-am pus într-o pungă din aceasta ca să nu se întărească. Sunt foarte, foarte sațioși, cred că zic bine, îți țin efectiv de foame. Și aici avem păhărelele noastre, ohohoho, care erau pline cu suc. Și cam atât. Asta a fost mâncarea noastră până la ora aceasta, adică până la ora 4, că e deja 4, nu? Sau cât e ceasul? Nu e 4, e 3. Tot pe acolo. Revin. Să-mi iau o pereche de colanți pentru că am uitat să-mi iau de acasă și aici e foarte, 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 foarte frig și m-am dus la un China Shop și mi-am luat o pereche de dresuri din acelea de poți să le iei pe dedesubt ca
ca să nu dârdui de frig, dar mine asta nu-mi place, neam. Și că am venit și noi la târgul de Crăciun din Alba. E pustiu totul, e închis totul, nimic, nici se focalizează. Pustiu, nu-i nimeni. Începe să prindă culoare. Îmi place această arcadă cu luminițe. Foarte drăguț. Nu prea se vede, nu știu de ce. E frumoasă rău, nu? Mm-hmm. Și acum să vină mireasa de acolo. Au mutat. Anul trecut a fost bradul în partea cealaltă. Adică din partea opusă, din partea aceea. Și acum a fost că am mutat aici la pod. Luminițe. Ia uita și bradul. Mamă, dar e un gel aici. Ferească Sfântul Duh. Cred că sunt 3 grade. Cred că trebuie să luăm pe pod, oare? Mama mea. Ne-am întors înapoi la mașină pentru că nu e nimeni și e ger și venim în altă zi. Mama mea, Doamne ferește! Mergem la croitorie. Avem aici toate căinuțele pe care trebuie să le modificăm. Este pentru prima dată când merg aici în Slatna la o croitorie, dar avem nevoie urgent de aceste căinuțe și trebuie să le facem. În București n-am mai putut să merg. Sper să le facă până de sărbători, deși timpul este cam limitat, mai sunt 4 zile. Mergem! Vede ce și cum și după mergem înapoi acasă, iar mai târziu mergem să facem ITP-ul la o mașină. One hour later. Bună ziua! Mergem la ITP, după cum bine am spus. Suntem în drum spre Abrud. Cine este din zona asta? De fapt, am mai văzut pe YouTube în comentarii că mi-au scris persoane care mă urmăresc din această zonă. E foarte frig. Sunt, cred că, minus 2 grade. Și eu sunt așa îmbrăcată. Și mai stăm și afară. N-am fost inspirată pentru un outfit. Nu știu cât o să stăm acolo. Oricum revin cu update.